credeam că o să fie asta plină de vaselină. Ăsta, într-un sezon jumate, e practic gol. S-a dus tot la farfeca asta, pentru că l-am folosit și cumva mecanismul, cuțitele și cât se o parte a mecanismului, cumva aveam senzația că intră înăuntru și o să se ungă, dar până aici nu a intrat și ar fi trebuit gresată din când în când roata asta din țată. Eu n-am vrut să o desfac pentru că nici nu aveam timp și mă gândeam că începe să curgă din ea destul de mult, dar n-a curs nimic din ea. Eu mă gândeam că o să fie plină de vaselină până pe aici așa ea, dar nu este. Un pic ce se vede aici și na, era uns pe aici așa, dar aici așa unde se învârte roata asta melcată și angrenajul ăsta, ăsta încă era cât de cât uns un pic, a roata asta era de aici adințată, era cam pe uscat. Și n-am desfăcut-o până azi pentru că nici n-am cercetat prea mult pe internet să văd cum se desface una, dar nu e nicio problemă. Șurubașele astea aici, siguranța asta e de aici așa din spate, care trebuie trasă afară, se rupe în două fără probleme. Deci nu curge nimica din ea, nu se piese așa în suspensie care ar curge. Trebuia ascuțită că nu mai tăia deloc. Dar găsesc cuțitul și contracuțitul ăsta să le cumpăr noi. Aici nu văd niciun fel de uzură, dar totuși chiar nu se vede niciun fel de uzură acolo. Dar totuși ar trebui desfăcută măcar o dată pe sezon asta și pus un pic de vaselină aici, așa direct. Nu în speranța că o să intre ea din afară, că nu ajunge până la roata asta din țată de aici. A nu mai tăiat deloc și a trebuit să o desfac. Vaselina asta este foarte bună pentru ea, pentru că cât de cât o înghite angrenajul, dar nu mai găsesc. E vaselină românească și nu mai găsesc modelul ăsta de vaselină. Asta nu înghite. Asta trebuie încălzită pe centrală să fie aproape fierbinte. Nu chiar fierbinte, da, călduță bine ca să o înghită. Și alt tip de vaselină, nu înghite. Cu așa ceva, să nu folosească nimeni așa ceva. Mă întreba cineva zilele astea, să nu folosească nimeni așa ceva pentru farfecă. Ăsta s-a inventat în America, era folosit prima oară de NASA, stropeau navetele spațiale cu ăsta să nu ruginească. Și după aia au descoperit că mai ajută și la alte scârțieli. Nu unge la nimica, nu rezolvi cu ăla nimic. Trebuie vaselină și trebuie desfăcută. Deci vaselina aia era aici așa, dar nu mi-explic unde s-a dus. Nu știu câte grame are asta. Scrie pe aici pe undeva. Nu văd eu acum aia. Dar ăsta întreg tubul ăsta s-a dus numai la farfica asta l-am folosit. Am văzut că e foarte bună și nu mai găseam. Fix cum e asta, nu mai găseam nicăieri și nu l-am folosit la altceva decât la farfec. Dar trebuie desfăcută măcar o dată pe sezon și uns aici, pus un pic de vaselină, pentru că materialul se vede că e foarte bun, nu se vede acolo niciun fel de uzură. Sau, na, mă rog, se vede ea un pic, dar nu prea mare, se vede că nu-i nou acolo. Oricum, de reparat, să zicem, de înlocuit prea multe piese la ea, și încă ăsta trebuie de văzut cât costă pe internet, că dacă costă enorm de mult, nu se merită. Trebuie luat o farfecă nouă, că nouă e nouă și reparată e reparată.